Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM. Îngăduiți-mi pentru început să vă întreb dacă ați auzit de următoarele meserii: ofițer de risc pentru mașini inteligente, consultant fermă verticală, fermă, vă rog, fiți atenți, da? Manager de proiectare smart home, asta e cea mai tare, designer de interfață tactilă, recunosc că am citit de două ori, adică a trebuit să scriu, să repet, să scriu, să repet. Vă sună cumva cunoscut? Mie recunosc, e, nu. E pentru prima dată când am citit astăzi despre joburile astea. N-am, recunosc, asta e, n-am auzit despre așa ceva până acum. Sunt doar câteva dintre meseriile preconizate a apărea pe piața muncii în următorii 10-20 de ani. Ceea ce, iată ce, să vezi, defect profesional, că așa e Bartic profesor, am stat și m-am gândit, domnule, dar în ce măsură școala îi poate pregăti pe copii pentru un astfel de viitor, pentru astfel de joburi? Știți de ce? Simt că am senzația asta că suntem prinși în tot felul de dezbateri sterile legate de obsesii mărunte, fără miză în ecuația pregătirii copiilor pentru un viitor imprevizibil, și pare că nu prea știm care e direcția în care ar trebui să o apuce sistemul nostru de învățământ. Și în acest moment, ce știm noi cu certitudine este că elevii noștri trebuie să învețe pentru a lua niște examene. Examenele sunt necesare pentru a obține o diplomă. E, și ce-o mai fi după aia, Dumnezeu cu mila. Nu știu, eventual se califică la locul de muncă. Nu cred că vă spun vreo noutate când afirm că în prezent școala te pregătește prea puțin pentru piața forței de muncă, pentru nevoile și așteptările angajatorului și pentru provocările pe care le presupune un anumit job. Dacă școala nu a reușit să ofere un răspuns convingător acum când știm ce oportunități sunt, stau și mă întreb cum vom reuși să echipăm pe copii cu abilitățile necesare peste, nu știu, 10-15 ani. Acum, sigur, îngăduiți-mi o reflexie, poate că din acest motiv toate tentativele de reformă în educație din ultimii 10, 20, 30 de ani au fost privite cu un ochi critic și le-a fost reproșat în permanență lipsa de viziune pe termen lung. E, noi aici, la Academia Europa FM, încercăm totuși să ne facem o idee cu privire la ce ar trebui să știe și să știe să facă elevii noștri pentru a fi pregătiți pentru acest viitor, alături de doamna Ecaterina Moraru, director general Google România. Bună seara, doamnă! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Și eu sunt foarte încântat pentru că, iată, avem ocazia să vorbim cu cineva care, iată, ne poate oferi o perspectivă foarte realistă asupra viitorului. Le reamintesc ascultătorilor noștri că m-aș bucura să intrăm în dialog cu ei și întrebarea serii, iată, eu aștept sugestii, pentru că eu mâine mă întorc la catedră și eu vreau să le spun niște lucruri copiilor. Care credeți că sunt abilitățile pe care școala ar trebui să insiste pentru a-i pregăti pe copii, iată, pentru aceste meserii ale viitorului? 0372069599 sau pe pagina noastră de Facebook, acolo unde, ca de obicei, așteptăm observații, comentarii și sugestii din partea dumneavoastră. Doamna Moraru, dați-mi voie să dau startul conversației noastre cu un studiu despre care, pe care l-am citit zilele trecute, realizat de Fundația Națională de Științe din Statele Unite, unde am văzut că aproximativ 80% dintre joburile disponibile prin 2025-2030 se vor baza pe așa numitele competențe STEM. Pentru ascultătorii noștri, aceste competențe se referă la știință, inginerie, tehnologie și matematică. Devine tot mai evident că tehnologiile moderne vor juca un rol foarte important în viața adulților de mâine. Iar sistemele avansate de învățământ din toată lumea nu se mai concentrează pe niște meserii anume, cât mai degrabă pe un set de competențe. Care credeți că sunt aceste competențe și, nu știu, cum reușim să le obținem cu sistemul nostru actual de învățământ? Mulțumesc frumos pentru invitație. Când ați menționat acele meserii potențiale ale viitorului, mi-am adus aminte de una de pe o listă pe care am văzut-o eu acum câțiva ani, pe care nu reușeam să o înțeleg. Acum o înțeleg. Manager de avatar. Asta e o noutate. De asta chiar am auzit. Și acum, în timp ce vă ascultam, mă întrebam cum ar fi și un impresar de avatar. Eu cred că un sistem educațional trebuie să ajute copiii în a acumula informație. E adevărat, avem nevoie și de informație, are nevoie și de abilități și de valori. Trebuie să fie un triumvirat. Și
Vă spuneam mai devreme că am venit de la o întâlnire cu profesorul Adam Grant și dumnealui ne-a spus că un test extraordinar pentru a învăța că viitorul se schimbă, deși pare că e normal, nu? Să nu fie același lucru ca azi, mâine, este ca un profesor să ia o carte și să o dea copilului, dar o ediție de acum 20-30 de ani. Și să nu-i spună de când este. Și să se uite asupra celor informații și să le valideze cu surse recente apoi și să vadă diferența. Probabil că vizualul acela, momentul acela de a realiza cât de mult s-au schimbat informațiile ar ajuta foarte mult, pentru că atunci ne-am dat seama că celelalte două părți ale triumviratului, cunoștințele mai puțin, ci mai degrabă competențele și valorile, ar avea o pondere mai mare. Cred că acolo e important să vedem. Mi-amintesc că în 1864, după ce a fost adoptată legea instrucțiunii publice, Alexandru Ioan Cuza a avut un discurs în care a spus niște chestii așa foarte hotărât. Dom'le, noi știm ce vrem de la sistemul ăsta de învățământ, spunea el pe vremea respectivă. Vrem ingineri, vrem comercianți, vrem profesori, vrem avocați. M-a surprins luciditatea și realismul cu care omul ăla știa foarte bine ce vrea de la școală. Noi nu mai știm ce vrem astăzi de la școală. Adică vorbim despre aceste competențe și sigur, avem astăzi ceva prin programele noastre școlare și programele curriculare, dar nu ne e foarte clar cum îi ajutăm pe copii să se descurce peste 10 ani. Uite de pildă, dacă ar fi să, nu știu, să-mi dați 3 exemple de calități, abilități, aptitudini pe care ar trebui să le aibă copiii cu care să se descurce peste 20 de ani, care ar fi acelea? Păi, în primul rând, cred că e vorba de curiozitate. Asta e un element foarte important, e valabil acum, o să fie valabil și ulterior, pentru că e foarte important să avem această deschidere de a învăța constant și curiozitatea ne ajută, ne dă acest motor să funcționeze foarte bine. Un al doilea element este zona de colaborare. Mi se pare foarte important să știm să lucrăm în echipă. Și dacă ar fi să continui, probabil că poate vă este familiar modul în care recrutăm noi la Google. Ne uităm la absolut orice fel de poziție angajăm, să vedem, sigur, competențe în zona de rol pe care vrem să angajăm, zona de abilități cognitive, cum gândim, practic. Dar mai sunt două interviuri pe care le dăm, care cred că sunt foarte de ajutor pentru ce vreau să transmit. Zona de leadership. Și asta înseamnă că orice job ai avea, orice rol ai avea în interiorul companiei, vreau să sondez, să văd dacă ești genul de om care provoacă statutul, care vrea să facă lucrurile 10x, nu 10%, care nu se mulțumește cu ce e acolo. Și nu contează încă o dată ce rol ai. Poți să fii programator, poți să fii jurist. Dacă ai această determinare să provoci lucrurile înspre mai bine, trebuie să fii în echipa mea. Și partea cealaltă pe care vrem să o vedem este ceva ce noi numim googliness. E așa greu de definit, nu e în dum, probabil. E un termen care are foarte mare legătură cu valorile. Cumva de aceea și corelarea cu ce am spus mai devreme. Mi se pare foarte important, de exemplu, când terminăm școala, să fim și un cetățean bun. Să fim și un partener social bun, nu doar un viitor angajat bun. Uite, asta mi se pare o chestie foarte interesantă, pentru că, știi, uitându-mă la, nu știu, îmi imaginez filmele alea științifico-fantastice peste 20 de ani și orașele noastre vor arăta superb, cu mașini zburătoare, cu nu știu ce. Dar uite, puțin dintre noi ne gândim la abilitățile astea sociale, iată, la cultura civică de care este nevoie în rândul copiilor. Până la urmă, astea nu sunt mofturi, astea sunt chestiuni, cel puțin așa le simt eu, niște chestiuni, niște reflexe obligatorii, în așa fel încât să avem certitudinea că societatea de mâine va fi una pașnică, bine organizată, orientată spre progres. Nu? Acolo ar trebui să ajungem. Suntem în direct și cu unul dintre ascultătorii noștri. Bună seara, sunteți în direct la Academia Europa FM. Cu cine stau de vorbă? Bună seara, Ninel sunt. Vă salut. O problemă cu doamna dumneavoastră invitată și vă salut și pe dânsa. Că nu... Bună seara. Nu, efectul școlii, având în vedere ce se vehiculează acum cu consumul de droguri, cu astea, ce meserie să aibă copilul?
Păi tocmai asta discutăm noi aici, domnul Ninel, și încercăm să ne stoarcem creierii, că nu e, nu e ca și cum vă putem oferi un răspuns foarte simplu, dar încercăm să ne dăm seama, poate nu neapărat meserii, că e greu să-ți dai seama ce o să se întâmple în 10 ani, dar măcar niște competențe, niște lucruri pe care copilul dumneavoastră să le învețe la școală. Și spunea foarte bine invitata mea mai devreme despre... despre valori, iată. Puteți, domnul Ninel, puteți să-mi dați două exemple de valori pe care copilul dumneavoastră le-a învățat la școală? Nu prea pot să vă dau prea multe valori. Valori care le-am învățat eu în timpul răposatul, nu vor mai fi. Am înțeles. Bun, mulțumesc tare mult. E și ăsta un răspuns, valori pe care... Iată, unii dintre noi le-au obținut sau nu le-au obținut. Cred că e valoroasă intervenția domnului Ninel, pentru că un exemplu concret, dacă pot. Avem un program pe care îl derulăm de ceva vreme, Eroi Internetului. Și una dintre valorile pe care vrem foarte mult să o promovăm este aceea de a avea curajul de a spune mă doare, mă deranjează, nu mă jigni. Asta în viața online... Pentru că programul se adresează în zona de a educa utilizarea în online a vieții noastre, a prezenței noastre acolo, dar și în viața de zi cu zi. Eu am fost la o școală la care un copil de clasa a șasea a spus de față cu ceilalți copii, e normal să fiu jignit, m-am obișnuit cu asta. E trist, e și trist că am simțit nevoia să spun nu, nu este normal și așa cum învățăm să traversăm zebra, e bine să învățăm și să folosim și internetul în siguranță. Știu foarte multe cazuri de copii care nu le spun nici măcar propriilor părinți și experimentează niște traume, trec prin niște situații de-astea la școală și iată, din nefericire, nici măcar ei nu au reflexul de a spune. Asta este o abilitate, dragi prieteni, este un reflex, nu e așa un moft că lasă, știi, suntem noi, sunt eu o generație sensibilă. Ba nu, absolut deloc. Așa cum reușim să echipăm cu abilitățile necesare acum, așa vor fi și ca adulți peste 20 de ani. 0372069599, meseriile viitorului, cum îi pregătim pe copii. Doamna, mai am o curiozitate. Eu știu când eram eu mic așa și mă lua maică-mea la trei păzește să pune mă mâna să înveți mă la matematică, să ai și tu o meserie pe lumea asta așa, ca să te duci undeva, să fii stabil, să ieși la pensie de acolo. Doar nu mai putem să ieșim la pensie dintr-un job? Copiii noștri vor mai avea traseul ăsta așa previzibil, să-ți faci planuri pe următorii 35 de ani? Păi acum 20-30 de ani să lucrezi în același loc toată viața era ceva absolut normal. Acum media de a sta pe un singur rol este undeva în jur de 3-4 ani. Eu cred că e bine. Pentru că așa cum tehnologia evoluează foarte mult, joburile evoluează foarte mult și competențele noastre la fel. Și până la urmă e o șansă să avem aceste schimbări care ne dezvoltă constant. Eu recunosc că, dați-mi voie să mai citesc încă o dată, îl chema designer de interfață tactilă. Pe cuvântul meu, dacă e cineva dintre ascultătorii noștri care mă poate ajuta cu un curs de formare, ar fi minunat. Revin la întrebările pe care voiam să vi le adresez, doamna Muraru, și revin la problema mea cu școala, în definitiv, că asta ne preocupă, ar trebui să ne preocupe în mod special. Credeți că ce rol ar trebui să aibă, spuneați mai devreme, valorile, dar și moralitatea, dimensiunea umană a relațiilor dintre oameni? Și l-am întrebat pe ascultătorul nostru mai devreme, dar hai să identificăm câteva dintre aceste valori. Aici o să răspund în nume personal, evident. Cred că o valoare foarte importantă este aceea de loialitate și respect. Și echitate. Mi-ar plăcea foarte mult să trăim într-o lume care oferă șanse echitabile copiilor noștri. Da, echitatea, iată, este una dintre problemele grave ale sistemului nostru de învățământ. Stăteam și mă gândeam la un moment dat ce șansă fabuloasă au copiii din orașele mari, de la școli în care există, poate, nu știu, mai multă susținere financiară și ce neșansă sunt pentru cei din mediul rural, cei care poate nu sunt descoperiți, apreciați, validați, nici măcar de către profesorilor. Și îmi dau seama ce pierdem noi, ce generație fabuloasă pierdem pentru viitor. Cine știe ce, habar n-am, IT-ști,
fantastici ar putea fi printre ei, ce muzicieni, ce ingineri, ce medici, avocați extraordinari, dar nu știm de ei și nici nu știm să-i extragem din zona aia gri, pentru că nu prea ne pasă, nu, sau cel puțin asta este senzația mea. Pot să vă povestesc un exemplu concret în cazul ăsta, că m-am gândit la ceva anume când ați spus asta. De-a lungul anilor noi am avut o serie de întâlniri cu tinere, Girls in Tech se numea. Ne plac americanismele și îmi cer scuze pentru asta, dar se numea Girls in Tech și datorită pandemiei am mutat programul în zona de online și am invitat tinere din rural mic și din urban. Ca să înțelegem mai bine nevoile lor, ne-am pregătit și le-am rugat pe ele să ne adreseze întrebări înainte de eveniment și am fost profund marcată de întrebări de tipul dar oare am eu suficient IQ să lucrez în IT? Dar oare eu din provincie voi fi acceptată într-un oraș mai mare? Sunt îndoieli pe care tinerii aceștia poate că nu reușesc să le depășească într-adevăr și perspectiva mea este că dacă am aduce tehnologia mai aproape, am ajuta această distanță să se diminueze. Tehnologia contribuie la democratizarea cunoașterii, la democratizarea procesului de educație, în definitiv. Asta ar putea să, sigur că da. Suntem în direct cu un alt ascultător de-al nostru. Bună seara, cu cine stau de vorbă? Bună seara, Marius Stând. Te salut, Marius. Mă bucur că pot să o salut pe Ela. Câțiva ne-am cunoscut, am lucrat împreună. Ea era un tânăr într-o multinațională, se ocupa de UGA și mă bucur că a evoluat, a ajuns director general la Google România. E foarte interesant perspectiva pe care o puneți în față, dar eu cred că ea ar trebui să ducă și să fie puțin mai aplicată. Este adevărat că acel designer de tactil, cum i-ați spus, îmi scap acum numele, este un job foarte interesant. Dar în viață noi va trebui să și trăim și va trebui să găsim o metodă în care să integrăm tehnologia în fiecare pas al nostru, de la producția de hrană până la producția de obiecte de dormit, de îmbrăcat și așa mai departe. Și atunci Google, văd că face, eu sunt absolvent de Politehnică din Timișoara și am văzut un laborator în cadrul facultății pe care am absolvit-o, făcut de Google și mă bucur că companii ca și Google investesc în tehnologie și în updatarea de zi cu zi, în aducerea la zi a tot ce înseamnă partea de tehnologie, dar ar trebui tot să facem mai mult, cred eu, pe partea asta și să devenim mai buni. Marius, dacă mi îngădui câteva secunde, să știi, e foarte bună observația ta. Tocmai asta încercam să deslușesc și eu. În definitiv, viitorul nu trebuie să fie neapărat ăla în care sunt doar mașini zburătoare și supraviețuiești numai dacă ai nu știu ce abilități tehnice, nu știu de care. Spunea și doamna Moraru un pic mai devreme, sunt fundamentale valorile, iată, reflexele acestea legate de cultură civică, da? Sunt la fel de importante ca abilitățile digitale. În definitiv, nu, ne dorim o lume pașnică peste 20 de ani, dacă poate să nu mai intrăm cu tancurile în sufrageria altuia, nu? Iată, da, într-adevăr, păcate, o perspectivă la care trebuie să reflectăm. Din păcate, trăim vremuri ciudate și nu aș vrea să băgăm politicul și războaiele și ce se întâmplă, catastrofele naturale, dar chiar și în partea de catastrofe naturale, prevenirea, de exemplu, a cutremurilor și alte lucruri, cred că prin tehnologie vom putea ajunge să prevenim catastrofe ca și cele care s-au întâmplat zilele trecute în Turcia și în Siria. Da, și da, mă râs. Așa este, da, uite, stăteam și mă gândeam, vorbeam de reflexe de cultură civică până la urmă. Crezi că o autorizație pentru un bloc construit aiurea, fără cele mai elementare norme de siguranță, ar fi putut fi construit dacă la, nu știu, butoanele unei instituții de stat n-ar fi ajuns un oarecare pe care poate cetățenii din orașul respectiv l-ar fi votat orbește, fără să se gândească și să ceară o anumită competență de la el? Iată că toate lucrurile astea se leagă în definitiv. Și de asta mi-aș dori ca elevii, copiii noștri să fie poate un pic mai conștienți, un pic mai realiști decât am fost noi. Eu cred că
fiecare dintre noi, eu sunt tată de copii și cred că fiecare dintre noi trebuie să învățăm să ne facem curățenie la noi în fața casei și în casa noastră, ca să putem să facem curățenie și să ajungem să avem niște valori la nivel de țară, la nivel de politic, la nivel de tot. Totul se educă, totul pleacă prin educație, se rezolvă prin educație, în timp. Școala are un mare impact și o mare responsabilitate pe lângă noi ca și părinți. Școala este al doilea formator chiar în cei 7 ani în care se spun că de acasă, din păcate, tehnologia și lumea și totul ne fac ca să petrecem mai puțin timp, poate cu copiii decât ar trebui, și o parte din responsabilitate să o pasăm educatorilor și învățătorilor și să ne asumăm poate mai puțin decât ar trebui, și cu atât mai mult aici intervine școala și grădinița și tot ar trebui de vreme să ajungem să învățăm mai mult decât facem astăzi și noi toți să ne implicăm mai mult. Eu vă las, nu vreau să vă răpesc mai mult. Îți mulțumesc tare mult, Marius. Foarte, foarte bune observațiile tale. Foarte bune. Mulțumesc tare mult. 0372069599. Cum îi pregătim noi pe copii pentru meseriile viitorului? În 5 secunde. Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Doamna Muraru, să știți că eu o să iau sfatul lui Marius foarte în serios și uite, chiar încerc să văd cât se poate de aplicat, ce anume putem schimba, nu știu, măcar să ne gândim la un exemplu, la ceva concret pe care mâine când ne întoarcem în școală să știu că fac o schimbare. Uite, mă gândeam de pildă din perspectiva asta temei pe care v-am propus-o, ce anume credeți că ar trebui schimbat la sistemul nostru de învățământ, nu știu, la manuale, programe școlare, planuri de învățământ, de ce nu? La profesori? Iată, două lucruri la care vă gândiți. Eu pot doar ca și un entuziast al educației să vin cu ajutor, cu instrumente, pentru că tehnologia este un instrument, nu e un obiectiv final. Instrumente pentru o predare care să fie în ajutorul poate unei răbdări mai scăzute, unei atenții mai scăzute sau diferite față de cea cu care am venit noi din școală. Aș da exemplul unui instrument gratuit, Institutul Cultural. Este un site de o bogăție incredibilă de resurse, de la artă, dar până la chimie, fizică, învățat să ne transformăm din imaginea noastră, a portretului nostru, într-un sketch. Sunt atât de multe implementări posibile. O hartă care te ajută să înveți geografia altfel, folosindu-ți cogniția. Sunt instrumente de genul acesta foarte multe, pe care eu le recomand de ieri în școală, pentru că fac altfel predarea, interacțiunea și, sigur, copilul învață altfel. Apropo de materia pe care o predați dumneavoastră, cum este să înveți istorie văzând cum arată harta sau o cum arăta harta? O reconstituire 3D a unei bătălii. Sau un bătălii. Filmuleț de pe YouTube, poate, pentru că există YouTube Edu, care are conținut academic de înaltă calitate. Sunt foarte multe astfel de instrumente și eu cred în ele și cred și în educarea părinților. Programul, am vorbit de eroi internetului, dar există foarte multe resurse. Nu degeaba, nu întâmplător, am lansat în România YouTube Kids, fără reclame. Foarte bun să știți, zona copiii mei vă sunt recunoscători pentru asta, sunt foarte cred încântați. Cred că sunt unii care nu sunt foarte încântați, dar ce vreau să spun este că toate au momentul lor și timpul lor. Și o aplicație precum este Family Link e un cel instrument bun. Foarte bun, care poate fi discutat împreună copilul, nu impus, ci discutat. Tehnologia e ce facem noi din ea. Nu vine telefonul la mine să-mi sune, să-mi zică, uite-te la mine de 150 de ori pe zi. Eu fac ceva cu telefonul. Simt nevoia să le spun ascultătorilor că poate sunt părinți săraci care stau cu stres când lor pleca, eu știu, copiii pe la școală sau prin parc sau așa, și ar vrea să știe ce fac, pe unde sunt și nu știu ce. Family Link este o aplicație absolut fabuloasă pe care ți-o instalezi pe telefonul tău și pe telefonul copilului și vezi în timp real unde e, ce face, cât semnal are la telefon, câtă baterie mai are, unde-i strada
strada pe care se află și dacă îl sun cumva și îl întreb, ia zi, Georgica, unde ești? Păi sunt în parc cu prietenii. A, și de ce mi-arată mie în mall aici? Da, de nu l-am folosit așa, bun. Dar mă duc astă seara acasă și schimbăm faia. Da, suntem în direct cu încă un ascultător de-al nostru. Bună seara, vă ascultăm la Academia Europa FM. Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Claudiu sunt. Te salut, Claudiu. Vă răspund la întrebarea ce ar trebui să facem pentru copii sau cum ar trebui să arate școala. Din punctul meu de vedere, dacă le stimulăm curiozitatea, e singurul lucru care poate să meargă pentru următorii 30 de ani. Dacă acum 30 de ani spunea cuiva să fie manager de avatar, cred că râdea tot satul de tine sau tot orașul. Nu știa ce e, nu știam ce e un avatar. Exact. Dar dacă îi stimulez curiozitatea, acel copil va fi interesat să învețe, să caute el. La un moment dat, după ce ajunge mai mare, liceu, facultate, va studia. Nu va copia, efectiv. Pentru că noi suntem învățați, eu am 40 de ani, am fost învățat să copiez, să iau ca atare. Vă dau un exemplu. La fizică, clasa 5-a, 6-a, 7-a, ne explica doamna profesoară brațul forței. Era o chestie care era imposibil de învățat. L-am întrebat pe tata, ce e brațul forței? Nu vreau să știu ce răspuns i-a dat. M-a dus tata la mașină, mi-a dat cheia de pe zone și mi-a spus desfăc roata. Era imposibil să o desfaci. Deci uite brațul forței, îți dau o țeavă mai mare, pune aici și trage. Am desfăcut roata. Zice, ăsta e brațul forței. Cu cât e brațul mai mare, cu atâta forța mai mare. Pentru mine a rămas inimaginabil de frumoasă fizica. Excepțional, excepțional. Chimia, la fel, tata labora în chimist. Când m-a dus prima dată și pe mine și pe frații meu într-un laborator de chimie și mi-a arătat cum arde hidrogenul, ce se întâmplă cu sodiu în apă, am învățat chimie de drag, ca să aflăm mai multe, ca să am ce să-l întreb pe tata. Excepțional, îți mulțumesc tare mult pentru comentariu, exact de ce aveam nevoie. Iată, ideea asta de a reduce din cantitatea asta de abstract și de teorie pe care din nefericire o livrăm prin sistemul nostru de învățământ. Cum să facem noi să regândim programele astea încât să-i scoatem mai mult pe copii, să-i ducem, să vadă cu ochii lor? Exact ce spunea și pe noastră mai devreme, că una e când îl vezi pe Hungu Bungu din Paleolitic cum își face unelte din piatră și apropo să știți că sunt și aplicații pe zona asta și care sunt absolut superbe, dar și alta e când doar îi spui, doar îi povestești și simt neapărat nevoia să aducem discuția un pic și în zona. Dacă tot vorbim despre meseriile viitorului, ce să fac acum? Aha, să profit și eu. Doamnă, credeți că profesorii vor fi vreodată înlocuiți de inteligența artificială, de tehnologiile astea moderne care se prefigurează? Dacă aș ști răspunsul la întrebare, aș fi bogat. Pot să îmi dau din nou, să ofer propria mea părere. Cred că sunt meserii care, dacă sunt automatizate, salvăm vieți. Asta cred. Cred într-adevăr că sunt zone unde poate în minerit, ca să dăm un exemplu, sau în a sonda pe fundul oceanului, e bine să fie un robot acolo. Sunt alte meserii care implică poate empatie, poate o ghidare cognitivă, cum face profesorul, de exemplu, care pot folosi tehnologia, cum spuneam mai devreme, ca un instrument. Și nu să fie înlocuite de tehnologie. Un scop în sine, da. Iar țările care sunt cele mai automatizate din acest punct de vedere, și avem exemple câteva serioase, sunt țări care au cea mai mare nevoie de angajați. Deci, cumva... 0372069599, chiar eram curios, va reuși vreodată inteligența artificială să înlocuiască un profesor? E un subiect de reflexie. Revin la preocupările pe care compania pe care o reprezentați o are în zona educației și aici chiar am fost curios dintotdeauna dacă mediul de afaceri, companiile mari, mai ales cele care au ca profil de activitate zona asta digitală, sprijină, sunt interesate să sprijine sistemele educaționale? Că la un moment dat noi avem senzația, eu cel puțin am senzația că școlile noastre merg așa, fără direcție, nu știm foarte mult ce vrem. Trebuie să ne tragă cineva de mânecă. Fraților, aia e direcția, ați greșit drumul. Ia, faceți stânga și după aia tot înainte. Cum, dați-mi câteva exemple, de pildă Google, cum face acest lucru. Sunt foarte multe companii care investesc considerabil în zona de educație pentru că
cu toți suntem aici reprezentanții unei companii, dar suntem și reprezentanții României în cadrul companiei. Am foarte multe exemple, dragi. V-am spus despre eroi internetului, am menționat întreagăt și zona de Mind the Gap, evenimentele pe care le facem pentru tinere, mai ales să le inspirăm să-și continue cariera în zona de STEM. Mi-aduc aminte cu foarte mare drag de colaborarea cu colegii de la TechSoup, care au făcut îndreptarul digital pentru învățători. A fost un program deosebit de frumos, pentru că am cunoscut învățători care la 50 de ani, la 60 de ani au reinventat comunicarea cu părinții, de exemplu, și felul în care își urmăreau evoluția de la clasă în parteneriat cu părinții. Să știți că eu am o admirație deosebită pentru oamenii ăștia. Sunt, pe cuvânt, am avut colegi și am colegi care la 50-60 de ani, da, se apucă de învățat, mai fac o școală, mai fac un curs, mai fac... Nu i-am auzit niciodată plângându-se, vai de cap, dar iar trebuie să învăț, dar sunt cel mai bun exemplu pentru copiii noștri. Pentru că și copiii au senzația că termină 8-12 clase sau mai știu eu ce și după aia gata, nu mai avem de învățat. Ba, toată viața înveți. Tot timpul, da. Exact. Suntem în direct cu încă un ascultător de-al nostru. Seara bună, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Radu sunt. Te salut, Radu. Am prins, fără să vreau, după culmea, tocmai ce am terminat o ședință online cu părinții. Ah, s-a nimerit bine. Da, ascultătorul care spunea de puterea exemplului fizic în tot ceea ce înseamnă procesul de învățare. Din păcate, legat de întrebarea adresată de dumneavoastră, dacă vreodată inteligența artificială poate suplini actul profesoral, cu tot respectul, pe panta descendentă pe care se află educația, nu doar în România la ora actuală, cred că principalii actori sau potențiatori sunt exact fie profesorii, fie cei care conduc destinele educației. Legat de oamenii care sunt autodidacți, vor să se dezvolte singuri, să învețe, din păcate aceștia sunt din ce în ce mai puțini. Da, asta este o constatare pe care am făcut-o și noi de foarte multe ori, dar întrebarea mea și inclusiv pentru dumneavoastră, cum reușim să transferăm modelele astea, iată, vorbeam de învățători care la 50-60 de ani încă participă la tot felul de cursuri, și cum reușim să ducem modelele astea printre copii? Înțeleg că vis-a-vis de modelul pe care îl pot oferi profesorii, dumneavoastră sunteți relativ pesimist. Și atunci cum? Cum? Prin cine? Prin ce metode? Că abilitatea asta de a învăța să înveți pe tot parcursul vieții este una indispensabilă. Copiii nu se vor descurca altfel. Corect. Acum, ok. Cred că provocarea este cum atragem oamenii care au capacitatea de a transmite competențe în corpul didactic. Hai să fim serioși. Ce condiții au profesorii? Care sunt criteriile de selecție ale profesorilor? Bun, pot avea competența tehnică foarte bună, dar sunt praf pe zona de interacțiune interumană. Da? Nu mai există, nu știu, plăcerea învățării pedagogiei, care din punctul meu de vedere e mult mai importantă. Poți să știi de nota 7 și să faci oamenii să învețe de nota 10 doar dacă știi cum să-i faci să-și dorească chestia asta. Da, exista vreodată, că dacă stau să mă gândesc, în general prin facultăți se fac câteva ore de practică pedagogică, se dau vreo două examene și cam atât. Spre deosebire de sistemul finlandez, de unde avem profesori care fac, nu știu, cât o facultate de medicină la noi și fac 60-70% numai pedagogie. Dar, mă rog, la noi sistemul finlandez nu e privit foarte bine, așa că hai să... Cum s-a dat singur răspunsul? Important este să se vrea, ok, hai să luăm un lucru care funcționează. Hai să căutăm exemple în trecut care au funcționat. Eu am exemplu, din păcate, cel mai clar, e de vreo, nu știu, 3-4 ani de zile, în care fata mea la limba de franceză, la ora de franceză, mă rog, nu era atrasă nici de profesoară, culmea, înainte îi plăcea cât de cât limba franceză și am întrebat-o, ok, bun, cum v-a spus profesoara că se spune mulțumesc în franceză? Sau nu, cum se răspunde la mulțumesc? Deci am rămas tâmpit, nu sunt francofon, nu mi-a plăcut niciodată limba franceză, am avut baftă în generală de o profesoară care n-a știut să conecteze cu noi. În schimb, în liceu am avut parte de un profesor care, pe lângă faptul că era tobă de limba franceză, Dumnezeu să-l ierte, era plin și de pedagogie și de cultură generală și atunci a reușit să transforme ora de limbă franceză jumătate în a preda materia și jumătate în a ține grupul de oameni care erau rupți total de limba franceză în priză
prezentându-le idei din literatura franceză, din arta franceză, din sport, din absolut orice. Era o oră extraordinar de mișto, ca să folosesc termenul de la deci, vârsta respectivă. Cred că domnul Trandafir, ca arhetip, e tot salvarea. Da, un domn trandafir pasionat și entuziast. Da. Soluții există. Ideea este să se vrea. Acum, mă rog, picând în teoria conspirației, oare cei care sunt la putere nu se gândesc că este mult mai ușor să conduci o gloată de oameni needucați decât un grup de oameni educați? Pentru că oamenii educați au păreri proprii, au argumente. Exact, da. Pot să construiască, pot să gândească. Păcând un grup de oameni needucați, ok, vă vom da, o să fie bine, ura, hai la vot. Și aș încheia că am acaparat discuția. Din păcate, cel mai reprezentativ lucru la ora actuală și a fost difuzat de curând pe un canal TV este filmul Idiocracy. La vremea respectivă, când a apărut, l-am tratat ca fiind efectiv o porcărie de film. A doua oară mi-am pus niște semne de întrebare. Când l-am văzut a treia oară, am zis, bă, cine l-a făcut? Cred că a privit în viitor. S-a gândit bine. Da, îți mulțumesc tare mult, binevenite comentariile tale și te mai așteptăm la Academia Europa FM. Doamna Muraru, ne apropiem, suntem, cred, în ultimul minut de emisie și aș fi vrut să vă întreb cu ce gânduri priviți dumneavoastră, cu ce perspective vă raportați la, nici nu știu cum să-i spun, posibilitățile de schimbare ale sistemului românesc de învățământ. Avem vreo șansă? Cum se vede dinspre dumneavoastră? Eu am foarte mare încredere. Văd ce fac eu, văd ce fac colegii mei. Sunt foarte mulți români care decid să fie în România și să aibă o carieră și vrem să le arătăm copiilor că se poate și aici. Și se poate să ai impact și de aceea am și foarte multă încredere că lucrurile vor evolua. Vor continua să evolueze. Încheiem așadar conversația pe un ton optimist, așa cum de altminteri încercăm să facem de fiecare dată. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim joia viitoare. O seară de milioane. Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.